jumale rotab din Tunisia, migdale, caise și smochine recunoscute în special pentru conținutul bogat de vitamina A și recomandate persoanelor anemice, fisticul antistres, alunele cu susan sau mixurile de fructe și flori de portocal folosite exclusiv pentru torturi, cozonaci și baclavale, toate îți făceau cu ochiul din bolurile frumos aranjate în vitrine. Nici cei care au trecut astăzi prin piața centrală nu s-au putut abține și au venit să vadă și chiar să guste din bunătățile magazinului cu specific oriental. Buticul a fost deschis pe 15 octombrie, iar ideea îi aparține unui bucureștean care a fost inspirat de magazine similare din Turcia, Grecia și Canada. Se găsesc în magazinele obișnuite, dar se găsesc la prețuri mai bune la noi, ca cereale. Fulgi de ovăz, 8 lei kilogramul, tărțele de ovăz, 12 lei kilogramul. Fructele confiate? Fructe confiate găsiți de la ananas, papaya, căpșuni, kiwi, cocos, ghimbirul. Unii de curiozitate, alții de poftă, cumpărătorii nu au întârziat să apară. Am văzut că e ceva nou și vreau să da, să vedem ce, nu știu, aici pentru condimente, ce este pe aici? Din curiozitate am trecut să văd. E prima dată când am venit și am văzut standul ăsta aici. V-a atras atenția în mod. A atras atenția standul. Deși recunosc că se uită mai întâi la preț, aceștia nu s-au putut abține și au cumpărat câte puțin din fiecare. Ce v-ar interesa să cumpărați? Piper. Piper la vrap? Da. Ați mai fost în acest magazin? Nu, n-am mai fost, este pentru prima dată. Ce v-a atras atenția? Toate condimentele, da, bunătățile care sunt. Se par prețul. Acum nu știu ce să vă spun, sunt bune pentru Giurgiu. Cele mai căutate sunt de departe mirodenile pentru gătit, cel puțin asta spun vânzătorii. Nucșoare, rozmarin, tarhon, fulgi de ardei, coriandru, cardamon, orez negru din Indonezia, năut sărat, arpaș, șofran, curcuma, oregano, busuioc și multe altele le puteți găsi la prețuri începând de la 5 lei și care pot ajunge chiar până la 200 de lei pe kilogram. Cardamon, nucșoară sunt niște condimente care sunt foarte scumpe. Folosite în bucătărie? Da, cardamonul se folosește cafea, ceai, prăjituri, mâncare, nucșoara, mâncare, budinci. Și cum ar vânzări? Deocamdată mai slăbuți, lumea e curioasă, intră, dar... La fel de gustoase și sănătoase sunt și cerealele, dar și fructele confiate. Amaretto, cunoscute ca fiind cireșele amare originare din Italia, căpșunile autohtone, dar și sucul din flori de portocal, sunt câteva dintre raritățile cu care patronul magazinului a reușit să-și surprindă clienții. Am mai cumpărat și condimente și pe aici nouă. Pentru mâncare? Da, în general pentru mâncare, da. Cum vi se par prețul? Față de magazin nu sunt nici mai mari, nici mai mici. Automat ele sunt mai, cred că, mai naturale decât ce găsim noi în pliculețe. Da, și am văzut o rețetă nouă și am zis să luăm și fulgi de ceapă. Toate bunătățile ce n-am văzut până acum. Ce v-a atras atenția? Toate astea, tot. Cerealele? Cerealele, fructele. Toate bunătăți, uite alunele. La prețurile cum vi se pare? De bune prețuri.